Daniel a aruncat bine la 2 secunde. S-a scăpat, uite. Doar ce aruncat, mă. Uite, mă, și era bun, mă, s-a scăpat. Mamă, era bună, mă, avea 3-4. Salutare, numele meu e Rusti și bine te-am regăsit la un nou clip de pescuit. Băi, ești nebun, nici nu aruncai bine, frate. Ia uitați-vă, te doar ce aruncai de 30 de secunde, ești nebun. Din al doilea pește. Fai de capul meu. Băi, e nebun la cap și e destul de bun. Mama mea. Băi, e nebunit că e mare, ești nebun, are peste 15. Da, nu mai scap acum. Dar ce trage? Hai, tăticu. Vin la mine, mamă, ești nebun la cap. Băi, ești prost și gâlu, vine, ești nebun. E bun. Ia uitați-vă cum s-a îndoit asta. Oho, stai că s-a enervat. Oho, că-l văd, ia uite-l. Băi, ciortan, e oglindă. Ia uite-l. E oglinda, băieții. Deci, la 30 de secunde de când aruncă, are 3 kg, cam așa. Cred că are 2-3 kg. Fix în mal acolo, de lângă stuf. Plecare direct, ia uite-l, tată, ce frumos se vede. Vino aici, tăticu. Are. Mă, ce entuziasmat sunt. Băi, dar nici nu aruncă bine, ești de bun, cred că 20 de secunde am. Dar nu prea să înfige el așa. Opa, stai că s-a mai enervat, dar ce frumos se vede până apă, că ia pe... Ia pe limpede. Hai că încerci să-l scot. Hai, vină cu atate. Opa. Bă, o oră jumate am colindat să găsesc balta, dar merită, frate. Deja ăsta e al doilea. Bine, primul scăpă că nu fii atent. Îl lasă să joace până mâine, să mor. Păi n-am ce să-i fac, că nu pot să-l țin. Iau ce frumos să-mi doi la setat. Hai, vină cu aia. Crap oglindă. Ăla e. Ce ai, o taticule, care are 3 kg lejer ăsta? Ce ai, bă, că e frumos, a dat toată. Ăsta cred că e primul meu oglindă mai mare. Ia uite-l pe cocoșatul. Ce ai, bă, că m-a scăpat asta? M-am prins. Ia. Uite-l pe cocoșa, băieții. Bă, da, frumos e, bă. Îl ratai. Trebuia să-l mai las. Opa. Ce zici, bă, Cristiane? Ce dracu să fac, mă lași, că n-am timp să stau de ei, ești prost. Am păcălit de data asta. Trasă de aia tare și că e cu scuipă. Uitați-i gura ta, 30 de secunde, 40 de secunde. Deci dacă și ăsta iar scapă... Bă, ăsta stă în loc, răitoare, ăsta e mai mare. Uite-ți, bă, uite-ți. Ăsta stă în loc, nu pot să-l trag. Sau s-a agățat. Mamă, cred că mi s-a agățat, o. Bă, și însă omul ăla, chiar, care e acolo, dar fix ne intră. Da, am mâncat să ieși curată. Mi-a intrat în crec. Aoleu! Iar mi-a scăpat. E al treilea, al patrulea care mi-a scapat iar.
Deci în 23 de minute, 3-4 pești. Unul lai și restul scăpați. Bun, hai să mai dăm. Deja îmi place, deci numai aici vin de acolo înainte, ca să vă știți. Forță. E perfect acolo. Cât timp să-i dăm așa? Un minut? Până ajunge pe fund, ia uite-l. Deja e la aia. Ai nebunit? Stai să strâng oțelul ăsta ca să-mi dau seama mai tare. Ia uite-l. Bă, ai nebunit, deja e la aia. Ia uite-te și tu. Bă, eu nu pot să cred, așa ce iar mi-a scăpat. Bă, ce are, mă, frate? Băi, deci eu nu cred de așa ceva. Deci 10-20 de secunde pe căzătură și scapă direct. Eu nu pot să cred de așa ceva. Ia, deja e la 4-a, la 5-a. Nu înțeleg de ce. Deja e la 4-a pește care scapă și nu zic că vă mint, că să vă zic că trasă de el. Cum plecă cu ea, o lăsai? Tâț, în același loc. N-am mâncat ești gura ta. N-am mâncat ești gura ta. N-am mâncat ești gura ta. Deci dacă și ăsta iar scapă. Uite-te, băi, uite-te. Lăsa-te în locul, poți să-l trag. Sau să agătă. Ia să vedem. Aruncăm după vreo 10-15 minute, că n-am văzut să-i momitor făcut. Așa. Să vedem dacă mai tragem 30 de secunde. Trebuie să dau cu dezinfectant la ăsta, la băiatul din juvelnic. E mai în larg acum, mai 1,2 m spre dreapta. Ca să nu mai minte creaca aia, că am intrat într-o creacă, am zis omul ăsta de aici, de la baltă. Că e o creacă acolo, dar... N-am văzut ce să fac când intră în ea. Era destul, era foarte... Era bun crapul, s-a simțit mai bine ca celălalt. Ia uite-l. Băi, ești nebun la cap, bă, dar nu-mi vine să cred. Mamă, cât e ăsta? Îl portez un pic să rămâne între în creaca aia. Oh, s-a simțit mai bine ca celălalt. Iată, ești nebunii, deci... E nebunie să mor eu, dacă nu e nebunie. Deci mie nu-mi vine să cred la șef, eu l-am văzut în viața mea așa ceva. Deci la... Bă, nu durează 30 de secunde și am pește. Deci nu durează 30 de secunde și am pește și acum sus în dreapta. Bă, ești nebun, dar e mare. Trebuie să-l portez un pic, ia uite ca să vede, e mai bun cred că ca celălalt. Trebuie să-l portez un pic, să nu-mi intre în agățături. Bun, suntem safe acum. Băi, băiatule, deci e extraordinar balta asta. Se numește X-Fish, e la Dragănești, dacă vreți să veniți. Cei care stăți din Wold aici, din Dolgi. E o oră jumate umblai să-l găsesc. Bă, e nebunit, ia uitați-vă și voi. Uite-și, bă, dar ideea e că trage cum trage, că e peștele și e mare, da? Dar cum e că se trage maxim 30 de secunde, e nebun? Bine, știți să omul ăsta unde trage? E cel puțin cât ăla, tot oglindă. Oho, ia uite-l! Stai să slăbesc un pic frânaga, mică. Opa, asta e că s-a enervat? Aba, nu e oglindă, e comun. Cred că e cam șui. Mamă, mamă, e mai mare asta, ești nebun? Cred că e mai mare. Oho! E tot cocoșat de la frumos. A, ba nu e mai mare, cred că e tot cam așa. Îl vedeți? Nu știu dacă se vede în apă, bă. Ce frumos se vede. Hai cu metri. Come here. Are 20 ceva. Ia uite el, s-a enervat. Vino mă cu aia. Cred că prind vreo 40 astăzi. Hai, tata. Cât a cocoșatul? Cât a cocoșatul? Cred că e mai mare ca la altul un pic. Cât a cocoșat?
Dar du-i mai pe mijloc acum ca să așa. Și de acum îl forțez ca să-l trag mai încoace ca să nu să nu mai intre în creca acolo. Scăpai vreo 5? Până acum? Ia uite-l. Scăpai deja vreo 5? Haide. Ia uite-l. Scăpai deja vreo 5? 2 am. Și s-a anunțat o zi furtunoasă, băieții. Am mișcat-o. Îl am. Îl am. Nu crecă, nu crecă, nu crecă, nu crecă. Iar mi-a intrat în crac. Iar mi-a intrat în crac. Mama mea, bă, de băiatule, bă. Pește-l încă acolo. Că-l simți. Altul scăpat. Încă unul, băieții. Un minut așa între trăsături. Hai, vină cu aua. Bă, vină cu aua un tot de jos. Bă, ce mal, bă, e bun, bă. E destul de mare. Ia uite-l. Oh. Mi-a scăpat. Da. Trebuie să fug, dar acum trebuie să fug aici, că mi-intră în cracker. Ia uite, ia uite la strafata acolo. Oho. Bun. Ei, și ăsta tot așa sunt ăștia la... Intrase în ceva, dar intrase în iarbă. Hai că vine singur acum. Cred că mai bine le dăm în partea asta, că scricele. Cam așa să... N-am vrut, eu nu, efectiv, n-am prea vrut să-i dau drumul, să mai las să mai treacă și tu o perioadă de timp. Hai să vă. Încercai să-i dau un pic așa niște aer. Să mai portai pe una aici la mal. Bine, cu să nu sucă în scricele alea. Ala e. Să nu se ducă în cărcile alea. Frumos rău cu cușeață așa. Mai știu ce. Da. Ia uite cât a cocoșatul. Hai să-i dăm și cu niște de-asta. Da, da? Da, nu, ăsta de dezinfectant ăsta. Oh, nu, l-am cumpărat de la... L-am cumpărat de la un... L-am cumpărat de la un magazin de pescuit. Ăștia-s mai mari. Da, da. Ăsta e primul. Ăsta. Da, ăla-l prinse primul. Pruși, mă, ăsta, vezi când dă ea, aolo, când dă ea, zici că e gata. Ce, păi dacă scoteam acum, n-aveam loc în juvenicele alea ce era aici. Cred că a fost între 10 și 15. 40 de pești a prins, 40 de pești. Numărați de ei. Ia, dar chiar să cântărez repede. Bă, s-a făcut așa, a fost foarte tare. 3600 aproape? Da, 3580. Vă zic că plesca e tare pe aici, sări unul pe aici, da, până ăsta. Ia uite-l, ia uite-l, ia uite că sunt. Că asta de-aia urmăresc o astup, vine bine să vândă pe astup aici, canalul ăsta. Lasă mai mănâncă din ea, știi? Stau pe aici. E bună? Ia pe aici vreo unul? Cupa mea. Ăla e... Mamă, cât sunt, ia uite. Dar să vezi pe aia, trebuie să fie vitofagi amari. Ce? Deci aici aia vreau să fac, să scot aici toată iarba după ce mănâncă. Magnă vodul și transfer aici. Păi nu trece până asta? Păi numai că nu mai trece. Pune plasă? Gata, închid. Păi să-i dă. Păi dacă e băga și pe ăștia aici, cred că... Acum trebuie să... Acum trebuie să fug iar. S-a dus. Fii de cara. Nu știu, că nu mișcă.
Ba da, ba da, e nea, e nea. Plecă, cred că stătea cu ea în gură. Să-i enervă Gogu. Opa. A scăpat. A scăpat? A scăpat Gogu. Încă unul pe zonă, a plecat în dreapta, mă duc înapoi. Oh, uite-le. Na. Băi, deci dacă eram la un concurs aici, mâncava-ți gura voastră. Era locul 1 dacă nu-i scapam. Băi, scăpai vreo 2-3 pe la mal 4. Ia uite-l, mamă. Cred că e mai frumos ăsta. Uite-l ce trage aici, s-a enervat aici. Ia uite atât. Mamă. Ia uite-l ce frumos vine. Vino cu apă, rămi-o. Bă, ce frumos să suntem cu la feta asta, Grilu. Ia uite-l pe mal. Ia uite-l. Uite-l aici. Nu știu că-l vedeți. Ia ieși, mă. Nu vreau, mă. Nu vreau așa. Oh! Hai, ieși la aer, ieși. Vino cu ace. Mijogu. Hai că nu mai, cred că nu s-a mai duce nicăieri, sper că-l luăm. Un pic mai mică, dar da. Nu e problemă, e bun. Cred că pe la 2 kg așa și un pic. Bă, ce cocoșat frumos, da. O, distracție. Pă, cinste. Bă, ce frumos, e cocoșat cum e. Mamă, că s-a agățat asta. Bă, băieți, eu nu vine să cred așa ceva, fiți atent. Nu știu dacă asta a fost dat de cineva cu albastru, de metil. Dar cred că ăsta e tot ăla care dă lui drum mai devreme, ești nebun? Ce, uite bă, ești nebun. Frumos, bă, frumos. Frumos, ia uite atât. 3 kg ăsta, cred că 2 kg, 3. Ia uite-l unde e. La creacă se duce. Dar nimic pot să-l forțez. Oh, bine, da. Așa, într-o parte. Ia. Trebuie să duc-o de la creacă. Să nu intre în ăștia la alte acum. Ia uite-l. Acum că știu cum să-ți trag de acolo, nu mai scapă niciunul, cred că. Cum ar fi și asta să fie tot ăla? Chiar că m-a ajutat. Pentru că tu ai pe zonă, dar e grea foarte pe ăla. V-a zis, nu e mai mare. Nu e mai mare. Cred că e mai mare ca toți ăsta. Gata, tată! Ăsta nu are nimic. Are un an pe aici? A, nu e. Cred că câine l-a luat tinerul, da? Cu țuică? Venea beat, nu mai venea deloc. Vino. Vino cu apă, băiatul. Opa. Cred că dacă stau pe îndăsară, cred că prind. Bă, păi, sincer, mi se cam lor. Dar stau până... ieșinele. Mă, și sperie, era să-mi trag asta de mână, că nu fii atent. Dacă prindeam la două acum, păi aveam timp să prind la două, aveam timp să prind la două. Nu puteam să arunc pe aia altă în balt. Hai, cocoșatule. Cocoșatul, dar nu prindeam. Sus? Asta e premieră. Pe astăzi. Păi poți să știi că e premieră. Pe astăzi. Că în speță el nu prea e cu buza de sus. So. Asta o să fie cea mai grea filmare vreodată. Deci, ideea e în felul următor. Am pește, cred că vedeți, da, că am pește. V-am amețat și vine așa ușor și nu am cum să mai filmez. Cum dracu fac, bă, să filmez? Deci eu am peștele agățat acolo, da? L-am slăbit, l-am nenorocit. Putea să scape de 4 ori până acum. Și n-am cum să mai filmez, că mi s-a dus bateria la GoPro. Și să mai filmez și pe ăsta, așa, cu telefonul la șenică. Ce cadre! Sunt 3 pește, ești nebun!
Ce e, băiatule, că m-am săturat de pește, nebun, n-am prins în viața mea atât la pește. Nu mai știu că am prins, cred că peste 20 am avut. Da, să-l pun, să pun telefonul jos să scot peștele și după aia vi-l arăt. Ia uite-l. Aude-l, tate. Aude-l. Ia uite-l ce joacă. Hai viața mea, uite-l aici la mal. La bobost. Ia uitați-l, deci îl am, ăsta e mult mai mare, cred că are 4 kg ăsta. Deci ai, sunt cu el în drill aici, cred că de vreo 5 minute la mal. Și nu vrea să ridice. Ia uite-l. Văsă-i? Uitați-vă și voi. Uite-l ce trage, uite-l. Mamă, 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 deci m-am distrat astăzi, băi, de capul meu. Deci nu am cuvinte să vă zic cât de distractiv a fost. Motoare și spatele de la drill, ești prost? Dacă nu avea 5 kg ăsta. Hai că e gata, stai că scot. Mamă, cât ești, frate. Mamă, cât e de greu, ești nebun la cap. Da, stai să dau un dita încoa. Nu știu, era să-mi cadă peștele. M-am dat dracu, ăsta are... Ăsta are... Are 4 kg jumate, lejer. Nu pot să ridic. Mână. Ăsta are 4 kg jumate, lejer, ești nebunit. Alu, uite cât e. Bă, era cam murdară camera și nu-mi dădui seama, îmi pare rău, dar oricum s-a văzut mare parte. Un pic blurish, dar ok. Uite cât e tat. Bă, ăsta are... Ce ai, bă, ești nebun că ăsta are mai mult de 5 kg când tărim acum. Mamă, cum e aici în colțul gurii. Uite cât a peștele, ești poros la cap. Foaleu. Bă, ești nebun cât a torpila. Chiar nu știu cum o să fac. Deci 0000, da, l-am băgat în ăsta, că nu m-am... Mi s-a terminat bateria la GoPro, frate. Deci 0, da? 0 fără să fie ridicat, uite-o. Ia stai de nou că a pornis. Să vede? Stai așa. Cum dracu fac să vadă? Stai că s-a blocat. Așa, stai un pic, că s-a blocat. Stai să mă dau la umbră. Să vede-o? 4,739 kg, dacă ar focaliza. 4,739 kg. Foho. Cât e, fratele meu, uitați-vă. Hai să-i dăm drumul.